Dacă vreodată în viața ai crezut că ai avut o zi nașpa, uite-te la omul ăsta, bă. Salut, șacalilor, ce faceți? Să vă zic o fază amuzantă, n-am apucat să vă spun în celălalt clip că m-am mutat, că toate alea. Săptămâna trecută am filmat vreo două clipuri unde în primul vă ziceam, bă, uite, m-am mutat, am făcut chestiile astea, dacă vreți să vă arăt cum arată pe aici. Și pe la 3 dimineața, după ce îl termin și zic, Doamne, în sfârșit scrie acolo, blocat, direct, stricat, tot, blocat, nimic. Băi, l-au blocat românii, nu așa, știi, să zici că, băi, demonetizat. Nu să-mi oprească monetizarea, nu să-mi-l blocheze, nu așa. Scria blocat pe teritoriul fiecarei țări din lume, mă. Bă, mi-l-au blocat ăștia în toate țările, mă. Pe toate insulele, mă, mi-au blocat clipul. Mă, cât de țăran să fii, mă. Bineînțeles, dimineața m-am trezit la 6, am editat al clip și l-am postat pe ăla. Acum că am terminat, nu-mi dau seama de ce am povestit asta, dar mi s-a părut amuzant. Da. Astăzi o să ne uităm la oameni care au o zi foarte nașpa, chiar mai nașpa decât tine care ai luat un 2 la matematică, chiar mai nașpa decât tine care ți-ai uns o felie cu unt și o căzut exact pe partea cu untul jos. La finalul fiecărui episod o să postez un cont de Instagram care mă urmărește. Deci de acum la fiecare final de episod, bam, punem acolo un cont care mă urmărește. Aveam noi seria aia cu mi-a rugat abonații să facă mimuri cu mine și uite, am creat un grup de Facebook ca să puneți mimurile cu mine aici, bă. Și aici, așa aici practic o să fie mimuri cu Snic, așa că dacă vreți să faceți mimuri cu mine pentru clipuri și o să apară în fiecare clip, bineînțeles. Aveți grupul, vi las în descriere. Se numește Mimuri cu Snic. Foarte original. Să nebunesc, am făcut ăsta accident cu tirul VR și m-au eu căzut toate pițele înghețate, bă. Bă, toate pițele congelate, de cât de pițe acolo, bă, ce, bă. Sincer să vă zic, sincer e cam raiul pentru mine. Îl văd pe domnul polițist aici. Domn polițist, ajut și eu să ajut o leacă. Doamne, este bine șoferul, o pățit, e ceva, ok. Hop, mai bag o pizza pe la spate. Doamne, săracu, hai să hop, mai iau o pizza, știi? Hop. Hop, hop, încă o pizza. Hop, mai bag aici, hop. Domnul polițist, dacă pot să vă ajut cu ceva, știți, puteți să-mi spuneți, știi, dacă nu așa, știți că eu, știți, chiar vreau să ajut. Mamă, ce bună e pizza. Mamă, e cu pepperoni? Da. Ai era, Doamne ferește să așa, da. Eram cu golful aici pe autostradă, veri. Trăgeam direct în drift, opream unul șasele, rabatau scaunii direct și dai cu pizza în ele, veri. Aparent mașina lui doamna asta de spălat o lua foc, cum e posibil? Adică cum e posibil să ia foc o chestie care are apă în ea sau nu? Adică gen apa acolo, știi, care se rotește și stinge focul, gen cum o ars sau cum? Dacă vreodată în viața ai crezut că ai avut o zi nașpa, uite-te la omul ăsta, bă. Cum e posibil, băi, s-a dus toată pizza aia în jos, bă. Stai că eu nu-mi dau seama cum e posibil să întâmple așa ceva. Stai, bă, care sens, s-a încălzit prea tare și alea s-a înfierbântat și practic o... Mamă, păi, dar de ce n-ai pus-o în tavă, bă? Dacă vedeam asta, îmi dădeam doi pumni în gură singur, sincer. Legat de asta, să-mi povestiți în comentarii care a fost cea mai nașpa zi a voastră din ultimul timp. Eu citesc toate comentariile și dau inimă, bă. A, ce aiure, asta n-am. Martin, băi, dă-i, bă, cu cheia acolo. Ăsta și-o băgat, știi, să descuie portiera și-a rămas cu încuietoarea în mână, bă. Na, păi puneți-vă, bă, Wi-Fi la cheie, bă, umbli cu... Dar uite că, bă, care de-aia. Ăsta și-o dus mașina până la mecanic, până la văruțu și... I-au făcut-o văruțul. Da, văruțul, eu trebuie să-i dau o leacă motorul jos, că era așa, trebuia să fac schimb, trebuia să fac distribuția, știi? Ia zi, văruțule, ce-i face? Voi punem turbină de eoliană? Duceam eu golf acolo, săracul ăla cât de mic, nici nu cădea, cădea așa, hop, se lovea o leacă și aia era. Din potrivă, chiar să mai îndreptau un prag, am acolo un prag așa, știi, zgâriat, nu știu, mi-a lovit-o cineva așa, e un prag așa, poate îl mai îndreptau o leacă când cădea. Exact ce v-am zis eu la început episodului, asta s-a întâmplat, bă. Deci chestia asta pe care nu pot să înțeleg cum Dumnezeu fizic este posibil. Mamă, și pe laptop și cu Nutella de aia, mă. Cum Dumnezeu e că la un dat am încercat să o scap așa, știi, invers, să o scap așa, că am crezut că poate se întoarce, am zis să fac un test. Dacă asta e partea unsă și scap felia, știi, se duce să întoarce, știi, dar dacă o scap direct așa, nu se mai întoarce, duce tot așa, cum e posibil. Am încercat să o arunc, să-i fac flip așa, știi, tot așa au căzut. Mamă, sunt treaba. Aolo! Descrierea la poza asta, ci că doi frați au câștigat la loterie în exact aceeași zi. Ia uite-l pe Bob aici, au câștigat 7 dolari și fratisul James au câștigat 291 de milioane. Bă, cum e posibil, bă? Bă, cum să câștige 290 de milioane de dolari la loto? Mamă, să-mi trească mie, mama mea, dacă nu... Deci, da, eram eu ăsta și ăsta era frate meu, nimic, nimic. Dacă era asta frate meu, da, bine. Dar, ai uitat când filmam cu tine la început și făceai mai multe vizualizări? Ai uitat, nu? Da. Dar vinerea horror pe care o filmez cu tine și faci o grămadă de vizualizări pe canalul secundar, mai știi? Da. Dar câte prank-uri mi-ai făcut și te-am ajutat pe YouTube în așa, nu-mi dai? Nu? Da. Wow. ce văd aici? Aoleu, ce... Aoleu. Asta cred că-i Tasu și era la un concurs de bodybuilder de aia, știi cum? Și-a uitat-l pe fiu, uite-l pe fiu, să mă, cum eram mor de aia. Și fiu zis, tati, ai de frățise, bolu, să băzai băgat acolo. A, tati, am cacao. Tati, de ce ai făcut căcuți pe mine?
Dai seama, merge copilul la școală și întreabă învățătoarea: și ce ați făcut azi? Păi da, te-a făcut cacos pe mine. Nimeni nimic, omul ăsta care probabil dansa și el în casă și o ajuns direct la parter. Mamă, s-uite așa prin jur, băi, ești prost? De când am vrut să am un lift în mijlocul camerei, băi, ești prost? Mai dă cap, bă, ce e asta, bă? Bă, ce e asta, bă? Hai, nu vă uitați, copii. Ce văd aici, zicule? Te duci și tu la Luca sau la Petru sau la unde te duci tu să-ți iei și tu un covridog. Ia uite covridogul. Ia uite covridogul cum e. Păi și tu leacă dogul din covri, ce să mai zică și el. Păi dacă de ciudat se vede să nebunesc, ce... Dar cum, de ce o plecat așa toți cremul ăștia, bărbații rău, mă? Cred că cineva a fost concediat în ziua aia. Cred că s-a pierdut un salariu. Fata asta l-a rugat pe unul să-i facă o poză sexy la piscină, știi? Băi, au făcut asta poza și că e din Roblox, bă, să mor. N-am parte, dar unde-i picioarele, veri? Cum Dumnezeu ești așa, zici că e din Roblox, zici că e Lego, mă jur. Băi, eu nu prea cu pozele, deja nu mă simt eu bine când fac poze. Dacă mi-ar face frate mi o poză de asta, știi? Și o văd că arăt așa, deci nu mai fac poze, deci să fiu sănătos. Oh, deci fac videoclipuri doar cu ecranul, nici nu mă mai filmez, nu nimica. Și cu un preot care făcea live cu slujba pe Facebook, o selecta din greșeală filtrul, bă, cu pălării și ochelari, bă. Deci nu-i posibil, veri, nu pot să cred că, bă, tu-ți dai seama că la citești liturghia acolo, numele Tatălui și altfel, și bă, și are așa, frate, ochelari, să uite așa, să uite gangsta așa la tine cu pălăria, bă. Bă, și cel mai rea că nu știi, săracul, bă, uite-te la el cum să n-am parte, vai. Bă, care-i șansele, bă, să întâmple de asta? Deci cred că dacă vedeam asta live, muream. Deci leșinam de tot ce să mai, bă. V-am mai zis eu într-un clip, gândiți-vă că astea sunt chestii care au reușit să fie filmate sau pozate, dar gândiți-vă câte chestii există în lumea asta, bă, care nu sunt filmate, bă. Îl vedeți pe ăsta care și-a făcut un mega super tatuaj, frate, care arată prea Caterin că tatuajul ăsta cu Mario, da, și pumnul lui se transformă în pumnul lui Mario, știi cum ar veni. E super tare, arată și mecher și acum, observați ceva ciudat? Ăsta care și-a făcut tatuajul și l-a făcut pe mâna greșită, bă. Are Mario doi pumni drepți, bă, mai dă... Hai de capul meu. Bă, îți face așa, tatuajul să vezi pe Mario cu doi pumni drepți așa, bă. Dă-mi frecuna, tu dai seama, dacă te bate Mario ăsta, îți dă drepturi când te bate. Dacă te uiți așa din prima oare cum nu se observă, dar omul l-a pus și pe story, frate, l-a pus omul pe story. Stai că nu-i vina la omul care și l-a făcut, bă, e vina lui ăla care l-a tatuat, bă, că nu și-o dat seama. Da, ce să zic, nu mai zic nimic. Fiți atenți aici, ce că am primit cadou ăsta de la crush-ul meu. Și ăsta e cadou pe care l-a primit. World Greatest Friends, cel mai bun prieten din lume. Da, ce să zic, ne auzim. Deci dacă aș primi așa ceva, cred că m-aș muta din oraș direct. Deci mă duc pe lângă, bă, că găsesc eu un oraș pe lângă, îmi fac acolo, îmi schimb buletinul. Dar ce, dacă mă gândesc mai bine, frate, iau un autobuz de ăla, știi, de care merge cursă lungă și mă duc, frate, în Ungaria, frate. Mă mut în Ungaria, pe acolo, Slovenia, Slovacia. Să vezi că au făcut asta, frate, la cadourea aia, cum se numește, Secret Santa, știi, la așa, știi? Să vezi că ăsta i-o fi dat ceva, un înlănțișor cu o inimioară, ceva, un parfum cu inimioară, frumos scris așa. Și asta, ți-a luat și ceva, să vezi așa, cel mai bun prieten din lume. What the fuck, gândiți-vă cum ăsta o băut din cana asta, frate, și era o, ce, o șopârlă fără cu... Și bă, n-am parte, vere, să mă... Sincer, mai bine era, dacă era vivă, mă jur. Nu știu, bă, termini tu ceva de băut și vezi o șopârlă care stă acolo. Te sperii un pic, dar te bucur că e vie, o iei și na, o arunci pe geam, bă, dau o șopârlă moarte, bă, și coada aia pe lângă acolo. Bă, ce Dumnezeu, bă. S-o termina, bă, s-o dezonte piat așa, o ieșit pielea, s-o dus de pe ea, bă. Na, păi mai rău dacă e moarte, cine știe ce-o pus acolo, frate, de o năpârlie și o pârlă. Nu, mă. Mai bine să-mi șteargă ăștia clipurile de pe YouTube, lasă, mai editez eu 12 ore, dar să mă șopârlă moartă, șopârlili. Aoleo, să nebunesc. Mă, băi, ce-am citit, ce-am văzut, mamă, deci oficial, deci din tot ce am văzut până acum, asta e cea mai nașpa. Un chinez și-o tăia degetul după ce un snake l-a mușcat ca să-și salveze viața, frate, și doctorul i-a zis că nu era necesar, frate, și uite radiografia, frate. Omul și-o tăiat un deget. Efectiv nimeni nimic, chinezul. Adică nu era necesar. Dai că nici măcar nu era așa cum am făcut eu. Era direct așa, bă, ia uite-l pe chinezul. Ăsta e chinezul. Hop. Hop. Doamne ferește, să n-am parte. Tu dai seama cum s-o gândit ăla? Ah, ce m-a mușcat un piton acum. Ah, oare ce trebuie să fac să-mi salvez viața? O, nu cred că o trebuia să-mi tai degetul ca veninul să nu se ducă în altă parte. Nu-i ca și cum din momentul în care a fost mușcat veninul tot s-a dus. Adică să mor eu, tot s-a dus. Nu-i ca și cum s-a dus direct prin venile astea. Nu, mai bine îmi tai degetul, știi, ca să nu se ducă. Cam ăștia au fost oamenii cu zilina
nașpa. După ce ați văzut toate astea, mai gândiți-vă sincer dacă sunteți vreodată ghinioniști, eu, sau mă rog, dacă aveți zile nașpa, eu legit chiar nu consider că mai am zile nașpa. Cel mai rău lucru să mi se întâmple și mă gândesc la ăsta, bă, care și-o tăiat un deget cu o crezut el, bă, că scapă de venin, bă. Și ajung la doctor și zice, de ce venin? Șarpele ăla nu era veninos. Ce făceai, bă? Ce făceai, bă? Să zică doctorul... Cum? Dar știți că șarpele ăla nu este veninos, nu? Și tăiești vă rămiciung numai un deget, s-o termina, bă, s-o termina, deci cred că mi se dă doamne. Avem și canalul de gaming în descriere, postăm acolo forță rău și avem și canalul cu fratele meu, bă, unde începem să postăm cât mai multe chestii. Am zis că la sfârșit de clip punem aici cine urmărește, da? Dau aici la urmăriri, pac, pac, și la urmăriri, ia să vedem, vom o persoană random. Persoana din clipul ăsta este Octavian. Mulțumim, Octavian, că ne urmărești, vedem cine e următorul. Și bineînțeles, ca de fiecare dată, eu ce să vă mai zic, beți apă multă, faceți sport mult și râdeți cât mai mult. Eu v-am pupat!